Bună pisoi și bine ați venit la un nou videoclip pe canal. Videoclipul de astăzi va fi un unboxing. La ce facem unboxing? Vă spun imediat. Dar până atunci, puneți pe pauză și apăsați pe butonașul ăla de like să facem peste 150 de like-uri, pentru că mă ajută enorm de mult și vreau să vă susținerea voastră. Hai să vă arăt și să vă spun ce am cumpărat. Mai întâi vreau să spun că este un mic upgrade de la calitatea canalului. Este vorba de două lămpi, dacă vedeți aici. Noi nu am avut niciun fel de lampă, nu aveam lumină ca lumea și de aceea și calitatea video a camerei noastre nu se ridica la standardele pe care trebuia să se ridice ea. Degeaba camera web este ok dacă nu aveam lumina necesară, așa că de astăzi sper și să fie super ok și să avem cât de cât și o calitate a camerei web mult mai bună. Am decis să fac acest update, cum vreți voi să spuneți, la PC și la calitatea canalului pentru voi, pentru că am considerat că este necesar și foarte mulți dintre voi mi-ați spus lucrul acesta. Camera web de multe ori poate nu focaliza sau nu se vede atât de bine din cauza luminii și sunt curioasă să vedem diferențele, de fapt, cum se vedea înainte și cum se vede acum cu aceste două lămpi. Am decis să iau două, să fie una într-o parte și una în cealaltă. Am zis că dacă tot facem lucrul acesta, bani să-l facem așa cum trebuie și sunt foarte curioasă să le desfacem, să vedem cum sunt, cum arată, să le montăm și să vedem și sperăm să ne ajute la canal și la contentul nostru în continuare. Poate că foarte mulți youtuberi au o calitate mult mai bună, poate de 1000 de ori mai bună ca a mea, doar că trebuie să vă gândiți că eu sunt un youtuber destul de la început și nu am avut aceste posibilități până acum și nici nu pot să zic că am chiar așa mare calitate, dar sunt youtuber care fac de mult timp lucrul acesta și în timp și ei și-au făcut calitatea mult mai bună, doar că și tot de jos au început la fel ca și mine și sperăm ca și noi să urcăm mai sus mai mult de atât și nu că sperăm cu siguranță asta se va întâmpla, pentru că am susținerea voastră și asta este tot ceea ce contează. Așa că hai să terminăm cu vorbăria și să dăm drumul la treabă, să vă arăt ce am cumpărat, că și eu sunt foarte, foarte curioasă. Au venit acum, cred că nici jumătate de oră nu a venit curierul și vreau să le desfac, să vedem cum arată. Hai să dăm drumul, nu uitați, like și subscribe acolo dacă sunteți noi pe canal și dacă vă ajută cumva cu ceva acest episod. Hai să-i dăm drumul. În momentul de față avem cele două lămpi, avem două și mai avem aici și încă două cutii din acestea. Sunt destul de lungi și destul de greuțe, care bănuiesc aici cu siguranță se află stativele, de fapt, că avem două, și să le desfacem pe rând. Hai să începem să desfacem mai întâi lampa, să vedem cum arată. Exact ce ziceam, nici în momentul de față camera nu focalizează atât cât trebuie și cum ar trebui și da, trecem peste, vedem, sperăm să ne ajute aceste lampe. Imediat le desfacem. Ok, deci cam așa arată, ia să vedem. Cutia asta s-a golit, nu mai e nimic în ea. Cam asta este tot. Aruncăm cutia de aici, că nu mai avem nevoie. În primul rând, avem, din câte știți, lampele astea nu sunt neapărat de gaming sau pentru YouTube sau așa mai departe. Se folosesc pentru multe chestii și pentru make-up, te machiezi, poze și nu numai. Și avem și pentru telefon, putem să punem și telefonul, poate mai facem niște vloguri, ceva și o să ne fie de ajutor și lucrul acesta. Deci asta e, să zic așa, un pic stativul pentru telefon, unde putem prinde telefonul aici, pentru că se desface. Și hai să vedem ce mai avem aici. Aici mai avem o chestiuță, poate desfăcută. Deci deja e desfăcută, e ok, nu cred că are nimic. Asta bănuiesc că o să trebuiască să o să ne ajute când o să ansamblăm toată lampa. Și aici avem cablul, ok, un cablu pe USB și văd că avem și ca o micuță telecomandă care o să ne fie de folos. Aici o fon și lumina, sper că s-a focalizat. Uite, totodată s-a focalizat și camera. Și
cam asta este lampa. E destul de subțirică, e ok. Nu mă așteptam la altceva, sincer să fie, pentru că pe net am găsit și detalii tot. Și ok, aici o să vină chestia asta ansamblată, dar o să o asamblăm mai târziu. Momentan sunt curioasă să vedem cum arată și stativul. Acum hai că vreau să desfac și unul dintre piciorușele astea, să vedem cum sunt, și după probabil o să desfacem și cealaltă lampă. E destul de greu asta momentan. Sper să nu cadă nimic de aici. Ok, cutia asta e goală. O lăsăm jos. Ok, deci asta este stativul. Cam așa arată, hai să-l scoatem din hârtie, din hârtie, din șolofan. Ok, e destul de mărișor, sincer. Băi, pare trainic, mă așteptam să fie mai micuț. Deci mă așteptam să fie mai micuț. Dar sunt foarte, foarte, foarte curioasă. Avem aici niște șurubele din astea, chestii. Băi, sincer, nu știu dacă o să mă pricep neapărat, dar uite că se desface de aici. Da, trebuie să mai slăbim asta. Hai că pisic. Pisic e pisic. Ne trebuie un inginer. Așa, desfacem astea. O să le aranjăm după. Ok, ok, ok. Deci ceva de gen este. Momentan e destul de mare și încă o se mai poate desface. Și aici la fel avem niște chestii de genul care se lungește în continuare. Hai să o punem jos, să vedeți și voi. Da, deci se lungește destul de mult, de fapt nu prea se vede. Ok, deci pare foarte, foarte interesant și aici o să vină în cap chestia asta. E, ok, deci o va veni ceva de genul. Ceva de genul, dar o să le montăm după, nu stau să le montez acum. O să o desfacem și pe cealaltă, pe cea de-a doua, să vedem dacă e în regulă. Sper să meargă și să nu avem probleme cu ele, să nu fie ceva bulit sau stricat. De asta vreau să le desfac pe amândouă, pentru că na, de la fel trebuie să arate la fel, pentru că nu are de ce, e același model. Dar ideea e să nu fie cumva, nu știu, sparte sau de la curier, știți și voi. O să revin când o să le montez, ok? Și uite că am montat și lampile. Una deja este pusă în spatele monitorului, de fapt un pic lungă. Și una o avem aici, pe care deja am poziționat-o, este la locul ei. Și una o avem aici de probă să vă arat. Cam asta este. Nu i-am mai pus și lucrul acesta, adică uite că pot să-l pun acum, mi l-am pus celelalte. Asta se pune imediat, da, cumva ai nevoie, se reglează sus, jos, cum ai nevoie. Dar momentan eu nu am nevoie de așa ceva. O să eu scot cu siguranță, pentru că nu o să am nevoie. Despre asta este treaba. Deci, într-adevăr, de aici o să puteți să o reglați mai sus, mai jos și se poate face exact cum doriți. La fel și de aici se poate înclina dacă vreți mai jos, ceva de genul sau nu. Eu ceva gen o voi ține, doar că o să le pun în spate, pentru că mi se pare mult mai ok așa, dar momentan să fie de probă. Din câte am înțeles și din ce citisem eu de pe net înainte să le comand, au 3 moduri de lumină, rece, albă și galbenă. O să vă arăt imediat. Asta este cea albă, dacă nu mă înșel. Ia să vedem și pe celălalt. Asta este cea galbenă. Este o lumină galbenă. Nu știu exact dacă se focalizează, dar se și observă. Este o lumină galbenă. Asta este cea albă. E o lumină mai albă și iar aceasta este o lumină mai rece. Cu asta cu adevărat un alb rece. Deci 3 lumini cum vreți, plus că puteți să le modificați voi și să vedeți dacă vreți lumina mai să lumineze mai tare sau un pic mai încet. Puteți să o setați de aici, din mini telecomanda lor. Aici un pic mai încet și mai încet și mai încet și mai încet. Acum se fixează după nevoile fiecăruia. Eu zic că mi se pare destul de ok și deja
pot să spun că, nu știu, camera cu siguranță se vede mult mai bine, focalizează mult mai ok, cel puțin părerea mea momentan, din ce văd de un obiect în timp ce se filmează. Bine, în momentul de față cred că ar fi un pic cam nu e poziționată, sper ca calitatea, virgulă, calitatea să fie mai ok, calitatea live-urilor, contentul canalului, sper că apreciați lucrurile acestea, pentru că eu încerc pe cât posibil să fie o calitate cât mai ok și să, nu știu, să fie mai plăcut să stați pe live-urile mele, să stați de plăcere și o să le îmbunătățim cu siguranță din ce în ce mai mult și să fie mult mai bine, doar că asta în timp și cu siguranță, deci nu, nu avem cum. Contentul canalului se va îmbunătăți în timp din ce în ce în ce. În ce mai mult. Sper că vă place, sper că apreciați lucrul acesta. Sper să apăsați acolo pe butonașul ăla de like, să strângem peste 150 de like-uri și abia aștept să fac live-uri de acum încolo și să-mi spuneți părerea voastră în comentarii sau pe live-uri care este diferența între lumină și fără lumină, pentru că noi practic nu aveam lumină. Dar uite că acum de astăzi avem și lumini și sper să fie destul de ok. Așa că eu am fost Pisic, sper că v-a plăcut videoclipul cât de cât. Dacă vreți, puteți să-mi lăsați și întrebări în comentarii dacă sunteți interesați de ceva sau nu. Eu una le recomand. Dacă vreți să vă mai dau ceva detalii, stativul este dintr-un metal. Ce este din plastic sunt astea de aici, de unde, da, bineînțeles, le rotești și așa mai departe. Asta e tot dintr-un plastic. Dacă aveți mai multe detalii, dacă vreți mai multe detalii sau aveți întrebări, le aștept în comentarii, de ce nu, o să încerc să răspund tuturor. Până atunci, like, subscribe, clopoțel și ne vedem pe live-uri. Vă pup și vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult pentru toată susținerea voastră. Pupicei!